Tot mai multe accidente sunt iscate de traversarea neregulamentară a pietonilor. Un studiu arată că peste 90% dintre pietonii români traversează neregulamentar cel puțin de câteva ori pe an. Pietonilor li s-ar putea interzice orice activitate de natură să le distrugă atenția la traversare. Folosirea telefonului mobil, fie că se vorbește sau se scriu mesaje, distrugere mentală, se ascultă muzică, distrugere auditivă sau se accesează diverse aplicații de ghidare precum hărți, distrugere vizuală, influențează capacitatea de atenție a pietonului în momentul angajării acestuia în traversarea drumului public. Ce părere aveți despre pietonii care traversează haotic? Să fie mai atenți că fac prostii. Mă zărați că sunt un pericol, nu? Normal. Plato. A trebuit să treacă pe la trecere, nu să-i feriți dumneavoastră, practic. Corect. Cel mai bine. Mă zărați că sunt un pericol. Un pericol, da. Chiar și pe trecere se aruncă, nu se asigură. Mai mult, distrugerea atenției poate constitui un factor concurent în producerea accidentului rutier, chiar și atunci când traversarea drumului public de către pietoni urmează să fie prin locuri special amenajate și semnalizate corespunzător. Ce părere ai? Dar în fața mașinii și mor repede. Să nu mai bea când trec pe trecerea de pietoni. În strehaia să pună interzis alcoolul. Nicio părere. Consider că sunt un pericol? Cam da. O astfel de interdicție există deja, însă numai în ceea ce privește conducătorii de vehicule, acestora fiindu-le interzis a efectua activități de natură a le distruge atenția de la conducere, precum și de a folosi telefoanele mobile atunci când se află în timpul deplasării pe drumurile publice.